Centrul Militar Zonal Timiș, general de divizie Virgil Economu, fostul comisariat militar, împlinește 105 ani de la înființare. Festivitatea organizată în cinstea aniversării a avut loc la Consiliul Județean Timiș. La eveniment au participat oficialitățile administrative ale județului, prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu, președintele Consiliului Județean Timiș, Alinica, șeful Direcției Personal și Mobilizare, general de brigadă Iulian Daniliuc, șef de instituții, foștii comandanții centrului, cadre militare în rezervă și în retragere. Sigur, 105 ani de zile este mare lucru pentru orice entitate atunci când vine vorba de a celebra un jubileu. Cu atât mai mult cu cât Centrul Militar Zonal în acești 105 ani a trecut prin multe transformări, a avut și provocarea războiului pe care a trebuit să o ducă la bun sfârșit cu succes sau în cele mai bune condiții conform așteptărilor din partea conducerii statale. Încă de la înființare, concomitent cu înființarea Centrului Militar Zonal Timiș, în 10 zile, Centrul Militar a reușit să incorporeze peste 1700 de militari, ofițeri, suboficeri, trupă, necesari unităților române aflate pe front în Ungaria, dar și a celor care se găseau în contact cu trupele sârbe în România. Pentru noi, cei din Banat, simbolistic este cu atât mai intensă cu cât, după cum bine s-a prezentat în discursurile anterioare, perioada de final de primul război mondial și până la intrarea de facto sub stăpânirea română a fost cel puțin complicată, ca să folosesc un termen din acesta anumit. A fost complicată, a fost incertă acea perioadă și practic nu putem spune că unirea s-a realizat de fapt decât atunci când am avut vorba americană de cisma pe teren. Și asta s-a întâmplat în luna august anul 1919. Comandantul Centrului Militar Zonal Timiș, general de divizie Virgil Economu, colonel dr. Augustin Nicușor Pegulescu, a citit Ordinul Ministrului Apărării Naționale și un scurt istoric al Centrului Militar. Indiferent de cum s-a numit această instituție, ce de recrutat, comisariat militar sau centru militar general, misiunea a fost aceea, în principal de a asigura resursa umană și materială necesară cele mai nobile misiuni înscrise în Constituție pentru fiecare număr, apărarea acestui lucru. Începând cu vara anului 1919, centrul își stabilește garnizoana de reședință în municipiul Timișoara. Un an mai târziu, pe data de 1 aprilie 1920, centrul este luat sub comanda Corpului 7 Armată, apoi în august 1920 trece în subordinea comandamentului teritorial al... Această instituție și-a îndeplinit cu succes toate misiunile încredințate, indiferent de locația în care și-a desfășurat activitatea și denumirea purtată pe parcursul existenței. Consiliul Județean Timiș anunță organizarea unei proiecții speciale a filmului documentar Phoenix Povestea pentru a onora memoria regretatului Nicu Covaci, membru fondator al legendarei trupe Phoenix. Evenimentul, deosebit prin încărcătura sa emoțională și culturală, va avea loc marți 6 august la ora 20:30 în sala multifuncțională din cadrul Palatului Administrativ Timișoara. La eveniment sunt așteptați toți membrii care au dat naștere și suflu acestui fenomen cultural de la începuturi și până astăzi. Intrarea este liberă, iar toți cei care doresc să aducă un omagiu mare lui artist sunt invitați să participe la acest moment de celebrare a unei vieți dedicate artei și libertății. Nicu Covaci a fost un muzician extraordinar, un simbol al libertății și al spiritului creativ, iar prin acest eveniment onorăm moștenirea culturală impresionantă pe care ne-a lăsat-o. Ne dorim ca această vizionare să fie un tribut adus unui mare artist, a declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Noi, românii, nu am realizat
pe cine am avut lângă noi. A fost de o umanitate și de o mărinimie cât toți cei care îl iubesc la un loc și îl voi iubi. Despre Nicu Kovács nu se poate vorbi decât la viitor. El este parte din cultura noastră identitară, din noi ca români, mărturisește regizorul filmului Cristian Radu Nema. Pe parcursul proiecției filmului, participanții vor redescoperi momentele cheie din cariera trupei Phoenix, precum și impactul pe care Nicu Kovács l-a avut asupra muzicii și culturii românești. Documentarul surprinde esența unei existențe dedicate creativității și libertății, oferind o mărturie emoționantă a unui drum plin de provocări și realizări remarcabile. Evenimentul este deschis publicului larg și sperăm să reunească fanii ai trupei din toate generațiile pentru a comemora împreună viața și opera lui Nicu Kovács. Nicu Kovács, liderul trupei Phoenix, a plecat să cânte îngerilor după ce a suferit în februarie o operație pe creier. Nicu Kovács a pierdut lupta cu boala la 77 de ani. În semn de respect pentru cariera sa, care a lăsat urme adânci în muzica românească, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunță că trupul artistului Nicu Kovács va fi depus la Filarmonica Banatul din Timișoara pentru o ultimă întâlnire cu fanii lui, cu toți cei care l-au iubit ca om, ca artist. Nicu Kovács va fi depus la Filarmonica Banatul din Timișoara, bulevardul Cedeloga numărul 2. Programul pentru public, pentru cei care doresc să își ia rămas bun de la marele artist și cetățean de onoare a orașului, va fi marți 6 august 2024 între orele 11:20 și miercuri 7 august între orele 9 și 17. Conform dorinței celor apropiați, ceremonia de înhumare va fi privată. Accesul în filarmonică se va face pe intrarea principală și va urmări fluxul indicat în interior pentru a evita blocajele. Mulțumim administrației municipiului Timișoara pentru sprijin, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Astăzi suntem în momentul în care deschidem acest șantier. Este momentul în care am predat amplasamentul către antreprenor. Aici va fi construită o tribună cu 470 de locuri. Vor fi vestiare, va fi cameră pentru arbitri, cameră tehnică, cabinet medical, 4 culoare de alergare de 90 de metri cu groapă de nisip, un teren de basket care va avea dimensiuni de competiție și un teren de fotbal pe teren sintetic. Multă lume întreabă de ce sintetic, pentru că am avut mai multe discuții cu reprezentanții cluburilor sportive din Timișoara și au nevoie de așa ceva. Au nevoie de un teren sintetic pentru desfășurarea activității sportive și pe timp de iarnă. Acest teren va fi dedicat tinerilor care fac performanță, dar și sportului de masă. Va putea fi folosit inclusiv de către școli și corelat cu viitorul parc din strada Ion Rațu, care va avea tot o tematică sportivă cu piste de alergare și alte terenuri de sport, va redeschide sportul de performanță și sportul de masă către zona de nord a orașului. Când am preluat mandatul, am și spus, Timișoara la nivel de infrastructură sportivă este zero, iar eu nu pot să fiu indiferent cum au fost ceilalți. Administrația înseamnă nu doar critică, înseamnă să facem ceva. Iar acest proiect, Stadionul Lego și Stadionul Lego, sunt două proiecte care practic din idee se transpun în realitate. Din vorbe devin fapte și vor fi folosite. Dar astăzi este important că această arenă de fotbal prinde viață. Este nevoie să construim în toate zonele orașului și baze, inclusiv mai mari, în care să existe teren de fotbal, să existe teren de basket, handbal, mini-fotbal și avem nevoie și de bazine de not. Pentru acest considerent am început proiecte, dar este nevoie să construim și bazine de not. Investim în sănătate, investind în sport.
Clipe de mare încărcătură emoțională la Filarmonica Banatul din Timișoara, acolo unde se află trupul celui care a fost Nicu Covaci, fondator și lider al formației Phoenix, o figură legendară a muzicii rock românești. Membrii formației Phoenix au cântat Cocoșii Negri în amintirea celui care le-a fost reper în activitatea artistică și vizibil emoționați au descris în câteva cuvinte modul în care Nicu Covaci și-a pus amprenta asupra lor. Nicu a fost un munte de voință, această voință ne-a fost și nouă insuflată, mulți dintre noi o aveau deja, că altfel nu ne primea alături de el. Și cu această voință de a trăi și de a face totdeauna, cum să zic, oamenii să simtă, să simtă oamenii că au, ca să-l parafrazez pe el, și raspinării, ne-a insuflat-o și nouă. Eu cel puțin nu vreau să cânt decât cu Phoenix. Familie a însemnat pentru noi. Și ce am învățat de la el se va regăsi în următorul disc. Mie Nicu mi-a dat aripi. Și curaj și încredere. M-a lăsat să mă joc pe scenă, așa cum am vrut eu. Mi-a dat această titulatură frumoasă de zână bună pentru Phoenix. Și nu o să rămână mie zile să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Componenții formației Phoenix au vorbit despre imensitatea pe care Nicu Covaci o reprezintă în cultura și simțirea românească și despre datoria de a duce mai departe ceea ce acesta a construit. Lăsând la o parte derivele din presă din ultimele 24 de ore, ce cred eu, sunt convins, și ceea ce vom promova este o avere fabuloasă artistică. Fabuloasă, fie că vorbim de muzică, fie că vorbim de artă plastică, fie că vorbim de caracter. Este o avere fabuloasă pe care Nicu a dezvoltat-o în 62 de ani și cred că nu este doar datoria noastră de a o conserva și de a o da mai departe generațiilor viitoare. Consider că e o misiune pe care o avem toți într-o lume care e în derivă totală în momentul acesta. Prin tot ceea ce a lăsat în urmă Nicu Covaci, nemuritor, prin viață, prin creație, prin prezență, a făcut să zguduie minți și spirite. Despre forța creatoare și energia extraordinară a artistului au vorbit Mircea Baniciu și Ovidiu Lipan Țăndărică, veniți să-și ia un ultim rămas bun. A pierdut un om cu personalitate extraordinară, un om care a știut ce vrea. Cred că ăsta e cel mai important lucru care îi se poate atribui. A știut foarte bine ce vrea. Numai că condițiile sau momentele nu au fost întotdeauna prielnice. A fost, a murit supărat, din păcate. Și nu neapărat din cauza noastră, ci din cauza faptului că nu întotdeauna ceea ce îți propui se potrivește și cu momentul, cu momentul pe care trebuie cu toți. Plecarea noastră din România, reîntoarcerea, cum am fost primiți peste tot, el va, toată muzica a rămas în patrimoniul muzicii rock românești. El zboară printre stele, va fi alături de noi toată viața. Suntem foarte profund emoționați de tot ce se întâmplă, dar este ancorat în amintirile noastre, în sufletul nostru și, cum v-am spus, e nemuritor. Ceremonia de înmormântare va avea loc joi într-un cadru privat. Sunt
suntem la pasajul Solventul, unde peste 700 de metri cub de beton, undeva la 90 de mașini, vor fi turnate în această etapă. Va fi prima etapă de turnare a chesonului, a tunelului propriu-zis. Vedeți în spatele meu mașinile care lucrează. Acest tunel va fi, acest cheson va fi turnat următoarele 3 luni de zile, urmând ca undeva la sfârșitul lunii octombrie să-l avem finalizat și să începem pătrunderea, străpungerea efectiv în acel zid de pământ pe care îl vedeți în spatele meu, prin care vom ajunge de pe strada Gării, la capătul străzii Gării unde suntem astăzi, până pe Bogdăneștilor, la noul bulevard reabilitat. Am crescut cu muzica dânsului, ne-a plăcut, l-am admirat și va rămâne mereu în sufletele noastre, a timișorenilor și a întregii țări. Multă tristețe, durere, ce se poate în asemenea momente să spunem? Îmi pare nespus de rău ce s-a întâmplat. Cu durere în suflet, cu lacrimi în ochi și cu o floare în mână ca un ultim omagiu, așa au venit sute de timișoreni și nu numai la căpătâiul marelui artist Nicu Covaci. Mulți dintre ei au simțit nevoia să își scrie gândurile pornite din suflet către cel care le-a făcut tinerețea mai bogată prin șlagărele trupei Phoenix. Este în inima noastră. Pentru noi nu a murit, să știți. Rămâne veșnic. Chiar și a scris în... Iertați-mă că plâng. M-am scris și în cartea de oaspeți. Ce mesaj ați lăsat? Dumnezeu să te ierte, să te odihnească în pace și să ai plecat cu îngerii să cânti sus. Dar să te gândești și la noi din când în când și să nu lași să se rupă trupa. Ne cunoaștem de când eram de 15-16 ani. După ce am terminat școala, fugeam cu grupul de fete și băieți la dansul unde cânta el, la Constructorul sau cum se zice, Trubadur, așa. Și când avea concerte, deci a fost un om cu deosebită, cum să vă spun, măreție. Deci noi l-am iubit tare mult pe Nicu Covaci. De-aia am și venit ca să-i prezentăm sincere condoleanțe. Ce ați simțit astăzi când ați venit aici pentru a-i aduce un ultim omagiu? Cum să vă zic, dacă noi ne-am cunoscut de atâta timp, exact ca și o rudă a noastră, așa am simțit-o, că de-aia am venit ca să-l vedem. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în pace. Cred că nu era sărbare la care nu să se cânte barem o melodie de-a lor, știi? Toți știm. Și cred că numai la generația mea. În urma marelui artist, Nicu Covaci, rămân amintiri de neprețuit. S-a spart geamurile la Sala Olimpia, când era el. După aia, când cânta formația, s-a câinuit mult până și-a făcut formația. Să știți că n-au fost vremurile de acum și nici, cum să vă zic, electronic, cu ațăpată. Au luptat. Suntem mândri că un bănățan de-a nostru a ajuns pe culmele care l-a cunoscut și țările străine și ne mândrim. De-aia și venit, să știți. Nicu Covaci va fi condus joi pe ultimul drum doar de membrii familiei și apropiații artistului. Drum lin în brațele raiului, Nicu Covaci. În dimineața zilei de miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș au efectuat 12 percheziții domiciliare în București, Ilfov și Timiș într-un dosar penal întocmit pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Din cercetări a reieșit că de la începutul anului 2024 și până în prezent, mai multe persoane specializate în crearea de mecanisme financiare de fraudare a instituțiilor bancare prin intermediul mai multor societăți comerciale și prin persoane interpuse s-ar fi folosit de prezentarea unor date financiare nereale sau tranzacții comerciale fictive, achiziționând în sistem leasing autoturisme de lux cu o valoare de peste 2,1 milioane de lei. Ulterior, persoanele în cauză ar fi înstrăinat autoturismele în vederea valorificării acestora în mod fraudulos. Suportul de specialitate este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș și de cel al polițiștilor Serviciului Criminalistic Timiș, precum și al Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din București și Ilfov.
80 de construcții ilegale din piața Aurora vor fi demolate prin dispoziția primarului Dominic Fritz. Aceasta prevede desființarea mai multor construcții ridicate fără niciun fel de autorizație pe domeniul public și privat al municipiului Timișoara, în incinta pieței Aurora din Dâmbovița, precum chioșcuri, gherete, terase, împrejmuiri, pergole, copertine. Unele dintre construcții ilegale au în jur de 18 ani, sunt șubrede, prezintă pericol pentru cumpărători și vânzători și sunt departe de condițiile necesare pentru comerț. În suprafață de aproape 15.000 de metri pătrați, terenul de pe strada Lacului numărul 21 a fost concesionat către Aurora SRL fără licitație în anul 1997 de Consiliul Local de atunci. Contractul de concesiune, așa cum a fost formulat atunci, este în vigoare atât timp cât există construcțiile autorizate aferente pieței. Contractul de concesiune din 1997 pentru piața Aurora este doar un exemplu pentru privatizarea de facto a unor terenuri importante din oraș după Revoluție. Nu putem schimba trecutul, dar nici nu putem să închidem ochii. Iar o concesiune nu este un cec în alb pentru un stat în stat. Ce în Aurora nu diferă mult cu ce am descoperit că au făcut și alți privilegiați și protejați. Mai întâi un chioșc, încă unul, apoi o terasă, o extindere, încă o gheretă și în final aproape o piață cu construcții ilegale. Multe pun în pericol viața timișorenilor care merg acolo cu bună credință. Aplicăm legea pentru a proteja timișorenii și apărăm respectul pentru reguli. Vom demola tot ce este fără autorizație pe terenul nostru, chiar dacă e concesionat, a declarat primarul Dominic Fritz. Toate cheltuielile privind demolarea construcțiilor ilegale vor fi suportate de societatea comercială Aurora SRL, care are în concesiune terenul. Primăria Timișoara își menține angajamentul de a recupera patrimoniul acaparat ilegal sau cu construcții fără autorizație. Familia marelui artist trecut în neființă, Nicu Kovács, a decis să îl înmormânteze în secret pe liderul trupei Phoenix. La ceremonia de înmormântare au fost doar membrii familiei și colegii de trupă ai artistului. Fanii și cei care l-au iubit i-au putut aduce un ultim omagiu cât corpul neînsuflețit al artistului a fost depus la Filarmonica Banatului din Timișoara. De îndată ce sicriul a fost ridicat de la Filarmonică, acesta a fost dus în mare secret la cimitirul eroilor din Timișoara, unde după porțile ferecate s-a oficializat slujba de înmormântare. Sub prefectul de Timiș, Ovidiu Drăgănescu, cataloghează această decizie a familiei ca fiind o greșeală. De aceeași părere sunt și mulți fani care au venit din toate colțurile țării pentru a-i aduce un ultim omagiu și care și-ar fi dorit să îl aplaude pentru ultima oară pe artistul Nicu Kovács. Înmormântarea lui Nicu Kovács în secret cu ușile cimitirului ferecate cu lacăte este o greșeală a celor care au luat această decizie, oricine ar fi ei. Nu dezvolt, dar omul legenda al Timișoarei merita ceva memorabil, iar azi Phoenix și fără Nicu Kovács nu mai există. Părerea mea, transmite Ovidiu Drăgănescu, subprefectul județului Timiș. Deși Nicu Kovács și-ar fi dorit să fie incinerat, familia a decis să îl înmormânteze creștinește. Ca de fiecare dată, la fiecare olimpiadă, sportivii noștri minunați care ne fac cinste și cu care ne mândrim și care până la urmă sunt ambasadorii noștri cei mai de preț în toată lumea, trag semnale de alarmă. La fel a făcut-o și David Popovici, la fel cum a făcut și Ana Maria Brânză și mulți alții înainte, Camelia Potec și așa mai departe. Iar pentru asta, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor la președinția României, George Nicolae Simion, sperăm noi viitorul președinte al României din 2024, a prezentat planul Simion pentru sport. E, până la urmă, un răspuns uman și firesc în calitate de politician de vază și de președinte de partid să răspundă acestui strigăt de ajutor și acestui semnal de alarmă tras de marii noștri sportivi. În cadrul complexului Lia Manoliu, în prezența a zeci de oameni din sport, iubitori ai sportului, mari maestri, consultându-se cu aceștia, planul Simion pentru sport este până la urmă singura viziune gândită pe acest domeniu de activitate în ultimii 35 de ani. Are în vedere practicarea sportului de masă. Pe lângă construcția de arene și de infrastructură sportivă, bazine de not,
că tot vorbim de David Popovici. Pe lângă toate acestea, este nevoie și de o bază de selecție. Se anunță rugă de fală în comuna Remetea Mare. Mai mult decât atât, din acest an, ruga va fi sărbătorită două zile. Primăria comunei Remetea Mare are plăcerea de a anunța că, începând din acest an, ruga celebrată la Remetea Mare și Ianova va fi extinsă la două zile pentru fiecare localitate. Festivitățile vor începe în Remetea Mare în ziua de 15 august, ora 17, cu ceremonia de tăiere a colacului la Biserica Ortodoxă, urmate de sărbătoare pe strada primăriei de la ora 18:30. Vă vor delecta cu muzică și voie bună Alex Urdea și Denisa Țanigoi. Continuăm pe 16 august, ora 18:30, în același spirit festiv și locație, alături de Carmen de la Sălciua și Keba Band. Vă așteptăm cu bucurie și voie bună pentru a împărtăși împreună bucuria tradițiilor noastre, transmit reprezentanții primăriei comunei Remetea Mare. Timișoara va fi celebrată în perioada 16-18 august printr-o serie de concerte în premieră și peste 100 de evenimente culturale, sportive și comunitare pentru toate gusturile. Capul de afiș al manifestării îl țin artiști de renume mondial precum Rita Ora sau Passenger. Line-up-ul este completat de Zdob și Zdub. Aceștia vor concerta sâmbătă 17 august în Parcul Civic. E un eveniment pe care orice oraș mare din Europa îl are. Are și o componentă pentru publicul larg. Pe Bulevardul Liceu Brătianu vom avea artiști de talie internațională. Dacă anul trecut ne-am bucurat să îi avem prezenți în Timișoara pe Jessie J, Rosin Murphy, Jose Gonzalez, Katie Melua și așa mai departe, anul acesta au răspuns invitației noastre Rita Ora, Passenger și Zdob și Zdub. Zdob și Zdub nu sunt în premieră la Timișoara, cum sunt primii doi, dar ne bucurăm de fiecare dată de prezența lor. Evenimentul este, bineînțeles, finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte. Există și o hartă a locației care va fi urcată pe site-ul evenimentului. După cum se vede, scena principală o arată colega mea cu zona pentru concertele de sâmbătă, iar în parcurile adiacente sunt scenele secundare și zonele dedicate unei zone de rock, unei zone de jazz, unei zone de muzică electronică și așa mai departe. Pe lângă sectorul cel mai important, care adună peste 40 de operatori din program, există evenimente care se desfășoară și în afara acestuia. Așadar, este un program complex și propune evenimente care sunt de la ateliere pentru copii până la teatru de păpuși, expoziții, street art, la cinema Arta, de exemplu. Adică este o varietate pe care ne-o dorim pentru a arăta efervescența orașului din care a rămas și după anul de Capitală Europeană a Culturii. În spațiul principal, în cele două parcuri și bulevard, vor fi, cum spuneau și colegii, Parcul Civic, care va fi în special al operatorilor de festivaluri din Timișoara, după care Parcul Liceu Brătianu, care este dedicat operatorilor culturali, organizații de tineret, organizații de sport, care au activări de la demonstrația de mini-handball până la triatlon, volei și un panou de escaladă, de exemplu. Programul Timișoara Capitală Culturală 2023 a constituit momentul de debut al acestui eveniment, iar organizatorii doresc continuarea lui pentru a pune Timișoara pe harta festivalurilor de anvergură. Timișoara a crescut enorm în zona festivalieră, a crescut enorm în zona muzicală și cred că este o bună oportunitate de a arăta și oferi tuturor celor care vin nu doar din oraș, ci din afara orașului, că Timișoara este un oraș relevant în zona festivalurilor mari și în următorii ani eu personal cred că va crește foarte mult. Forțele de ordine sunt pregătite pentru siguranța participanților la eveniment, mai ales în ziua de 17 august, când se preconizează o prezență de aproximativ 35.000 de oameni.
Vom avea un dispozitiv dinamic și complex. Inițial era vorba de o zonă perimetrată. Ulterior, cei din organizarea evenimentului au decis că vor elimina aceste garduri pentru a lăsa senzația de spațiu și pentru a lăsa oamenii să intre și să iasă în festival din orice direcție doresc. Lucru care pe noi ne pune în poziția de a avea mult mai multă grijă în partea de profunzime. Vom institui dispozitive de filtrare și prefiltrare a zonei, astfel încât în zona de desfășurare a evenimentului să fie totul coordonat. Va fi un dispozitiv în care vor fi angrenați aproximativ 100 de jandarmi și 30 de mijloace auto. Organizatorii au solicitat celor de la STPT ca în 17 august programul mijloacelor de transport să fie prelungit până la ora 1.